Doamnelor, domnilor, bună seara! Bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Mix Actual. Sunt Analia Pescaru, ne revedem în această seară în studioul Mix TV cu Adrian Gabor, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov. Bună seara! Bun bună revenit! Seara și bine v-am regăsit! Bine ne-ați regăsit! Să fie cu bine regăsirea! Nu ne-am întâlnit pe anul acesta un an cu un nou guvern, cu multe tulburări, cu oameni acolo în fața biroului dumneavoastră la ceas de seară, de vreo două săptămâni încoace. Aș începe cu această dimensiune politică a lui Adrian Gabor și știți de ce? Pentru că acum două zile pe scaunul pe care stați dumneavoastră se stătea un coleg de partid, Dragoș David, care a făcut un gest inedit săptămâna trecută, a demisionat din funcția pe care o avea la PNL-ul dumneavoastră și a spus: îi îndemn și pe colegii mei cu funcții să facă același lucru, să determinăm o reașezare a apelor. Cum ați primit acest îndemn, având o funcțioară și dumneavoastră? Am aflat cu puțin înaintea dumneavoastră din emisiune, am aflat pe Facebook din acest vehicul extraordinar al anilor noștri. Această demisie, încă nu m-am întâlnit cu el să vorbesc de ce a vrut să facă cu această demisie. Oricum sunt declanșate alegerile plecând de jos în sus de la local. Până la urmă, măcar v-ați hotărât de jos în sus, da? Dar e dată hotărâre Birou Permanent Național. Da. A fost o vreme când se punea sub semnul întrebării. Da, la municipiu chiar am început să se facă alegeri în organizațiile din municipiu. Eu zic că e un lucru... Vreau să vorbesc și eu cu el. Nu știu, chiar nu știu. Am văzut apelul să facem, să-și dea demisia. Vă simțeați cumva țintit? Sau... Nu, adică, într-adevăr, el este prin vicepreședintele partidului la nivel județean. După Adrian Veștea președinte, după vicepreședinte și domnul Veștea Mihai, secretar general. Sunt membru în Consiliul Județean Executiv al partidului, simplu membru, bine, cu drept de vot și cu toate astea. Nu știu dacă are rost să ne dăm demisia acum. Ne-am înțeles să vorbesc zilele acestea, mâine avem ședință la partid și o să-l întreb de ce a făcut gestul ăsta. Ceva am văzut că a încercat să dea, nu ne la nivel județean, am înțeles că undeva batea spre nivelul național. S-a declanșat. Dar ar fi rău și aici. Mulți au spus că e un șah, că e un apropo, că e vorba de ceva. Nu știu. Se speculează mult când nu e informație oficială. Da, lumea l-ați avut părere în emisiune. Pe el l-am întrebat. Da, și pe dumneavoastră vroiam să vă iscodim. L-am văzut nici atunci. A zis care e gestul lui. El nu s-a consultat cu nimeni, nici măcar cu colegii de partid. O să vedem mâine în ședința de CELEC, de Consiliul de Coordonare Județean. Da. Și de ce vă întreb mai abitir așa pe dumneavoastră, când v-a făcut una zdravănă? Este omul care în ultima zi de campanie a ieșit și a spus ultima din punct de vedere al media, deci era ultima noastră zi de emisiune. Hai să nu-l votați pe candidatul nostru, să-l votați pe fostul nostru candidat sau pe președintele Nu l-am înțeles nici atunci și nici el n-a înțeles, că eu țin minte că cam tot l-au certat, l-au întrebat, nici el nu știu care a fost. În fine, e poziția lui, e liber să se exprime. Dar bine, nu v-o fi căzut, mă gândesc. Nu, că eram acolo, poate că dacă nu eram acolo, că probabil nici Adrian Veșea n-a fost înștiințat ca și noi de gestul care l-a făcut joia trecută în conferință de presă. Vorbi cu el tot, prin dialog rezolvăm orice, nu e o problemă. Bun, asta. De asta vară vorbeam, îi mai puteați pică sau vară, ați iertat de atunci, ați uitat, ați iertat? Nu sunt un om care să păstrez ură sau să mă... Nu, am dialog și eu cred că printr-o discuție cu toți, și numai colegi de partid și cu ceilalți colegi de la celelalte partide, se pot rezolva multe. Important să existe comunicare între oameni. Deci atunci ați comunicat, după v-a explicat că n-are nimic cu dumneavoastră. A fost un gest, a crezut el că o să ia partidul mai multe voturi. Mi-a explicat, o gândire a lui, o logică, ce știu. Și totul pentru partid. Pentru, așa zice el. Partidul este în toate cele ce au fost, sunt și vor fi. Așa am învățat la școală. Ați prins și alte partide la cârma României. De fapt, era unicul. Partid era partid, farul călăuzitor, era președintele unic, da. Astăzi este democrație, avem, cum spuneam, oameni în stradă, avem PSD la guvernare. Cum e cu PSD-ul la guvernare, cu această guvernare care începe prigonind ușor, așa, încă o dată s-a demonstrat, că PSD-ul nu este un partid care să aibă o strategie pe termen lung și o strategie sănătoasă pentru dezvoltarea țării.
Deci încă o dată s-a dovedit că a înșelat electoratul. S-a și dovedit, spuneți? Da, după două săptămâni să aduni 500 de mii, 600 de mii în toată țara de oameni care și-au exprimat nemulțumirea prin acea ordonanță 13 care, clar, să dai ordonanța 13 și să sper să n-ai ghinion. Da, e chiar culmea și nu, dar mai au avut și ziua de marți 13. Marți 13, noi, da. Martea Neagră. Dar nu asta. Deci încă o dată se demonstrează că nu este o soluție. Eu asta spun și le-am spus și oamenilor care au venit și în fața Consiliului Județean, m-am întâlnit cu nenumărați oameni, că n-au venit la guvernare cu gânduri bune. Eu la scorul care l-au avut, îl au. La majoritatea care au în Parlamentul României, eu începeam cu ceea ce am promis și începeam temeinic, adică nu mă agățam, făceam, băgam, nu zic că sunt acele coduri penale, nu sunt jurist, sunt economist și le citesc. De mulți ani am văzut și că au fost atacate, că sunt neconstituționale. Unele, cine le-a aprobat? Parlamentul. Băgați-le în dezbatere la Parlament. Parlamentul este cel care decide și care dau legile. Deci au vădit gânduri necurate, spuneți. Da, și... pentru că ordonanța de urgență spune clar, eu nu am făcut dreptul și încă o dată vă spun urgență, ca și noi am convocat ședință de îndată când a avut o problemă pe a depune un proiect. Și acolo proiect. Ați avut problemă cu de îndată, da. Că nu era chiar de îndată, da. Ați văzut? Păi nu, a fost de îndată pentru că erau niște... trebuia să completăm o asociere cu cele 9 primării pe raza cărora se făcea investiția pe fonduri europene, pe POR, un proiect de 33 de milioane de euro și trebuia să aprobăm. Au dat toate cele 9 primării, hotărârile de Consiliu Local, că se asociază cu Consiliul Județean, era în cererea de finanțare, era o chichiță. Dacă nu o completai pe MySmith, nu-ți pleca cererea și nu puteam să depunem la Alba Iulia proiectul. Suntem primii care deci am depus și am depus. Deci acesta a fost, era. Nu a fost că vreau să strecurați vicepreședintele la și altele. Nu, și nu, a fost și un singur punct pe ordinea de zi. Când am început. După aceea au fost... Și a zis, haideți băieți, dacă tot ne-am strâns, să votăm și vicepreședintele. Nu, și erau foarte mulți care... și membrii PSD care au ieșit parlamentar, care și-au dat demisia și era normal să completez Consiliul Județean. Sau 5, da, și doamna vicepreședintă. Și era normal să completeze executivul, plus că n-aveam vicepreședinte și era foarte greu, vă spun și acum pe România intern în infringement, vedeți că se discută pentru neînchiderea gropilor de gunoi. Brașovul este o pată neagră, pentru că suntem în cele 12 gropi, avem 15 raza județului Brașov. Sunteți în groapă. Nu noi, primăriile, că asta n-au înțeles primarii și s-au dus la București și au dat în Consiliul Județean. I-au lăsat să vadă ce poate debita și în special domnul primar de la Săcele. După aia înțeles și l-am văzut că e foarte activ de când a fost acolo. Amenda nu vine pe Consiliul Județean. Amenda vine pe primării. Așa, pe în aceste condiții s-a schimbat atitudinea. Și ne-am spus, uite, ăștia spun de noastre vedere. Noi venim și vă ajutăm cu sprijin și financiar și din punct de vedere al proiectului să facem și să meargă în continuare acel ADI ISOMEDIU. I-am strâns, s-a făcut un nou Consiliu Director. L-am propus și pe dânsul. N-a vrut să intre în Consiliul Director. Sunt 7 primari. Deci v-ați gândit să-i responsabilizați pe cei mai vocali? Sau nu, cu... să-i responsabilizați pe cei 6 care au gropile, pentru probleme, că ei au cele mai mari probleme. Da. Că ISOMEDIU nu e problema de închidere. Acolo ei trebuie să-și facă fiecare suferitate, PT-ul și groapa și după aia Consiliul Județean să vedem în ce formă putem legală să închidem, să alocăm bani și noi putem să ne recuperăm prin plan operațional de infrastructură mare, în POIM, putem să recuperăm banii de execuție. Dar le-am spus că trebuie să facă și lor. Și același lucru i s-a spus și la Ministerul Mediului, unde au fost Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării, consilierul domnului ministru al mediului, ANRM-ul. Au fost 10-15 oameni, ei au fost cu o săptămână înainte, noi n-am putut să strângem atunci, am trimis reprezentanții de mediu din Consiliul Județean și după aceea, când am văzut că e groasă și n-au înțeles ce trebuie făcut, m-am dus eu, domnul președinte și administratorul public, ne-au așteptat același grup și le-am spus, oameni bune, nu suntem aici, să vedem de ce nu s-a făcut. Spuneți ce avem de făcut de acum încolo să și facem, care sunt, care sunt pașii care trebuie. Ne-au spus asta, au zis convocați adunarea generală cu toți primarii, i-am convocat la 120, s-au deplasat de la București, s-a vorbit cu toată lumea. Azi la ora 1 am avut a doua ședință cu Consiliul Director al ADI și încercăm să reglementăm din punct de vedere juridic, dacă țin bani. Bun, în acest moment aveți o colegă vicepreședintă, tot de la UDMR, a preluat aceste care erau al Izabela Ambruș, chiar s-a chinuit foarte mult cu acest ADI să îl pună pe roate. Până la urmă ne-au implicat toți, inclusiv domnul președinte, domnul administrator, i-am chemat, i-am convocat și încet, încet
se pune pe roată. Faceți echipă cu doamna Toașă Imelda? Da, eu, toată lumea a făcut echipă. Eu cred că am demonstrat asta atât, nu am primăria Brașov ca 8 ani ca și viceprimar, dar de-a lungul cu toată lumea faceți echipă? Fac, toată lumea care e dispusă, sunt capabil să ascult, să-mi asum greșelile dacă le am, sau dacă nu înțeleg, mă duc, învăț până înțeleg și ajungem într-o echipă. Același lucru l-am făcut și în tractorul 15 ani și am plecat din sculărie, merceolog, șef de birou oțelul și am un șef serviciu aprovizionare, de unde după aceea am ajuns viceprimar în 2004 și toți colegii mei din tractorul și au fost câțiva 1500 de numai sub ordine, plus am colaborat cu toate secțiile că la aprovizionare dacă nu le aduceai o piesă nu mergea banda. Deci am un post care tot îți cultivă abilități de a lucra cu oamenii. Da, am negociat cu toate combinatele care s-au închis din păcate. Deci sunteți bun de șef, uite, și la partid. Nu e o problemă, eu niciodată nu n-am fost șef. Și n-au subordonat. N-ați fost șeful cel mai mare, că șef ați fost, cum? Nu, n-am fost șef și n-am avut subordonat. Am avut colegi și împreună am făcut o echipă. Și poate să vă spună toți cu care am lucrat și același lucru încerc să-l fac și acum. Bineînțeles că nici de multe ori nu mi-am recunoscut nici șefii, i-am considerat cu toți colegii mei. Deci până la urmă există și un deci revers, fost, da? Na. Dar eu încerc să fac echipă cu toată lumea atât timp cât se construiește normal și sănătos. Bun. Deja ați spus cu PSD-ul nu se poate construi, n-au gânduri curate. Nu, în deci Consiliu, din punctul în meu de vedere, cum stau lucrurile? Eu cred că în Consiliul Județean, deși am văzut o declarație a domnului, cred că săptămâna trecută vine, m-am uitat, am văzut-o pe domnul Oțanu, care a fost 6-7 luni de Consiliul Județean, a fost în Comisia de Sănătate. Eu, când era el șef de secție și consilier județean, m-am dus în Consiliul Județean când a creat un conflict cu colegii lui și nu a creat, spun, deci a creat, pentru, s-a creat un conflict atât la cardiologie unde era el, că după aia mi-au spus colegii și după aceea a fost problema când s-a dat decizia, adică instanța a decis că firma care a câștigat licitația trebuie să ne apucăm reabilitare corpul B, avem bani, avem tot. Nu se înțelegeau care cum să mută. Și m-am dus sus undeva într-o sală mare, țin minte că m-am fost acolo cu Mihai Pascu, că el m-a dus acolo și am văzut că iar început și nu am bune, nu suntem aici dacă vreți să vă organizez. Eu vă organizez, dar nu mă pricep la sănătate. Haideți, înțelegi-vă cu managerii, cu șefii de secție, cum vă mutați și vă garantez eu că vă întoarce și înapoi. Nimeni nu vă spune că dacă vă mută în Astra, veți rămâne acolo. Deci până la urmă atunci l-ați ajutat pe domnul da. Orțan. Și pe lângă asta, de fiecare dată, i-am și din 2015, din 21 decembrie, când am fost ales vicepreședintele Consiliului Județean și mandatul trecut, am avut acele conferințe de presă și întotdeauna am fost deschis cu tot ce se întâmplă cu banii publici și cu parcul industrial, cu cartier, cu multe. Printre care și cu spitalul. Și am spus și pașii în ce fază suntem. Când Primăria Brașov nu ne-a dat autorizația de construcție pe bună dreptate pentru că farmacia era construită exact pe unde am făcut scenariul de foc și venea scara de incendiu și nu ne dădea avizul pentru că am și întârziat 3 luni de zile pentru că nu ne-a, după colectiv tot ce s-a întâmplat, autoritatea era făcută, ne-au refuzat să facem acest scenariu de foc. L-am făcut, am găsit o firmă în București, foarte bună, s-a mișcat foarte repede, adică cât am putut, m-am dus împreună cu el, cu angajații, la ISU, la noi, unde se dă avize. Am luat toate planșele alea, sute de metri. Le-am auzit și cei de la cel care este la proiecte, care dă avizul la ISU, că e singurul proiect care l-a văzut atât de bine făcut scenariul de foc. Practic vom fi singurul spital din România, dacă vom realiza foarte repede, care avem și această componenta proiectului care ne-a mai costat încă 500.000 de euro. Sunteți primul că probabil trebuie să facă și celelalte spitale trebuie din România. Da, care avem scenariul, ne-a zis proiectantul. Și știa fiecare pas, știa că am obținut autorizația de demolare, știa că am trecut de avizul Comisiei de Circulație de la Primăria Brașov, unde m-am dus eu și am explicat că trebuie să închidem strada Popa Șapcă, să mutăm partea de urgențe pe partea aici unde era poșta, dacă știți, se închide acea stradă până și am obținut toate avizele astea. Am obținut și copertina care trebuie să o facem pentru unde se va muta cei de la urgențe. Acum, azi am fost și trebuia să dau pe fax acum un certificat de un extras CF actualizat ca să obținem și autorizația de construcție pentru corpul B. Și cu ce B. declarație v-a supărat? M-a supărat că a zis că nu facem, nu suntem transparenți, că nu știm ce facem, că nu am depus legal actele la CNI. Domnul președinte a început, cred că din septembrie cu domnul Pascu, am fost și eu. Și asta o fi declarație politică, domnule Gabor, nu mai fi Orțan păi, da, la vedeți, Consiliul vedeți Județean. Vedeți că dacă la nu suntem consecvenți și mințim oamenii, îi avem în stradă.
pentru că în campanie ne asumăm aeroport, spitale, drumuri județene. N-au făcut nimic. Plus lapte și miere. Lapte și miere și nu mai spun atâta. Și după aceea vii și minți pe oameni. Deci aici nu e corect. Mai ales că el a fost 6 luni de zile. A fost și incompatibil, că dacă ne uităm un pic la domnul Ostan, au fost incompatibil. Șef de secție la județean, îți iei banii. E aprob în Consiliul Județean ca și consilier, deși el a zis că s-ar ține la fiecare astea. Dar aduceți-vă aminte că au mai fost câteva cazuri în mandatele trecute și nu cred că era atât. Era undeva așa pe lângă. Dar problema mea care m-a supărat... Pe lângă sau la limită? La limită, să zicem. Dar pe mine m-a supărat pentru că întotdeauna, și cred că la toate comisiile de sănătate am participat, și dacă am fost chemat și dacă n-am fost chemat, să le explic situațiile. Deci ați fost foarte transparent, iar acum da, nu mai sunteți. El, da, și el spune că nu are, că noi n-am depus, că nu suntem legal, că nu facem legal. Tot ce am făcut până acum și de acum încolo și domn președinte și toți colegii le-am cerut, tot ce se întâmplă, se întâmplă legal și din cauza dânsului o să încep iar în fiecare marți să fac conferință de presă, să le arăt cetățenilor, oricum, dacă uitați pe site-ul primăriei, Consiliul Județean, a rămas pe primărie. Sunt puse, i-am pus acum și cu aeroportul, suntem în faza cu fezabilitate reactualizat. Depunem, avem certificat de urbanism la Ghimbav, reactualizare pus. Avem toți pașii făcuți pentru, am și dat anunțul pentru de intenție pentru proiectul tehnic aeroport. Le-am spus să le pună toate pe... Bani aveți, dar sunteți transparenți. Cu banii știți cum suntem. Cum sunteți? Dacă știm să ne echiverzisim și dacă suntem abili și să atragem și bani pe fonduri europene. Am depus deja, știm să informez cetățenii județului Brașov, primele două proiecte mari la ADR, centru pe da. Por, pe drum. Drumul cele două drumuri, drumul de sub pădure, da? DG 104 și DG 131, de la Măieruș până la Baraol, deci Măieruș, Apața, Ormeni și Augustin. Deci aici promiteți această finanță, adică sperați? Deci promit, noi sperăm, noi am făcut, am făcut Dali, am încărcat toate când alții de Crăciun și de Revelion, administratorul public a stat cu colegi din Consiliul Județean și de la ADJB și au făcut toate acestea. Eu am văzut și un termen, 32,6 milioane, 42 de luni, deci, dar dacă obțineți banii. Deci da, tamam bine când se apropie iar campania electorală. Și care e problema? Avem și un noroc cu administratorul public. 5 ani de zile a lucrat la Alba Iulia ca și controlor. Are drumul are cumva experiență foarte bună. Și aici e meritul domnului președinte care a reușit să-l convingă să vină în Consiliul Județean. A lucrat și în Germania tot pe proiecte. Și atunci eu zic că avem șanse. Timpii de primene. Suntem, nu e. Deci poate să avem avantajul acum că nu le finanțează pe amândouă. Noi le depune și pe al treilea, deci 104-105. Deci bombardați cu proiecte. Pentru că, într-adevăr, sunt 108 milioane în prima fază pe POR, pe axa de finanțare pe drumul județene. Dacă nu vor depune celelalte județe, vom lua noi banii. Se va suplimenta probabil această sumă. N-ați dat un ochi? N-aveți informații de pun celelalte județe? A depus Sibiu, li s-a respins în prima fază, de aceea s-a și închis axa și s-a redeschis pe 6 decembrie. Aici când ar veni răspunsul? Păi ele sunt în analiză deocamdată. Eu zic că se așteaptă să mai depună și celelalte județe, mai ales că legătura DG131 cu Covasna să ne legați cu ei, trebuie să depună și ei. Și dacă aici unde-s doi, puterea crește. Păi da, dar trebuie să vină și ei, încă n-au depus. Să vă uniți la unde e granița? Au primar și cu domnul președinte, cred că joia trecută, când a plecat în conferință de presă, au fost la Covasna, să ne-ați cu domnul președinte și domnul primar de la Sfântul Gheorghe. Deci noi încercăm să facem tot ceea ce putem. De asemenea, și la direcția copilului. Avem și mâine o să intrăm în hotărâre Consiliul Strategia ca să putem acolo să... Acolo e o neliniște, ba ia foc, ba ia foc cineva, ba... Da, sunt multe probleme, sperăm ca să inflamează situația. Să le rezolvăm, să se aprobe această strategie. Nu le-am ascuns faptul și am avut întâlnire cu toate ONG-urile pe partea socială că probabil vom face un ghid de finanțare pe servicii sociale, să mai externalizăm, să mai terminăm cu toate... Că aici asta și urmărește Uniunea Europeană, de aceea se dau și foarte mulți bani. Păcat pe 2007-2013 că nu s-a aplicat în județ. Deci externalizarea ce avantaj major ar avea? Pentru că nu mai stai încolo și aceea vechi, în blocuri, cum este la Codlea, la Victoria, se duce spre case familiare, unde sunt 7, 8, 12 persoane. Deci, și mai apropiat, de familie, și... adică se duc o viață normală, fie că e bolnav psihic, fie că sunt copii abandonați, fie că sunt bătrâni cu probleme, cum avem la Victoria. Acesta e
Asta se întâmplă în Occident și în America. Acolo, că vrem noi, că nu vrem, vom ajunge, ca și cu gropile de gunoi. E un model și de aceea se alocă foarte mulți bani. De aceea și noi avem acum, am semnat cu proiect Brașov, am avut, ne-a făcut studiu de fezabilitate și am semnat proiect, pentru proiect tehnic, pentru 4 căsuțe familiare la Brădet și 4 la Victoria. Tocmai de aceea să luăm din sistem și să-i aducem în aceste căsuțe. Și altfel se ocupă, normal ar trebui administrațiile publice locale să se ocupe de toate, să-și preia ce-i pe raza Făgărașului. Victoria în proprietate și le gestionează. Banii acum vin finanțare aproape 100% de la bugetul de stat pe diferite legi care trebuie foarte bine gestionate și mult mai bine gestionează o comunitate locală sau un ONG. Că atunci nu mai trebuie, el se chivernisește. Cât am? 3500 pe lei. E un mamuș totuși, o structură mult prea mare. Mult prea mare și atunci și au și altfel. Nu zic că nu sunt oameni care sunt dedicați, care lucrează acum în sistem, care lucrează direct cu beneficiarii. Dar se poate îmbunătăți și, în primul rând, trebuie îmbunătățită infrastructura. Corect. La Brădet, acum, este totul în regulă. Deci, deocamdată, da, am mutat fetițele cele 24 în gata. Deci, au fost multe ajutoare. Da. Lumea a reacționat emoțional destul de bine. Acum nu știu în ce măsură. Dacă vom face și cele 4 case familiare, vom rezolva și din alte puncte de vedere. Avem și școala specială tot în cadrul acelui centru. Acolo este o zonă, o suprafață mare, se pot face multe proiecte. E important să vrem să facem și să demarăm. Corect. De fapt, discuția a pornit de la ideea de a te chivernisi, pentru că spuneam, pentru aeroport aveți de toate mai puțin bani și a fost faimosul vot din Parlament. Deci acum e important că din punct de vedere al terenului s-a rezolvat din punct de vedere și mulțumesc vechiului legislativ că au ajuns la înțelegere și s-a dat o lege și zic eu mult mai bună decât prima, că rămâne terenul inclusiv pista în proprietatea Consiliului Județean în administrare. Deci nu mai a nimeni, nu ne trezim cu toate astea, e scadență în cuie și acum căutăm soluții. Putem, avem acea parteneria semnat cu primăria Brașov și Covazna și Harghita în care sunt de acord să intre, mai este Ghimbavu care deja a alocat o sumă considerabilă în prima fază a aeroportului și mi se pare normal, zilele trecute am avut o discuție cu domnul primar, inclusiv pe deșeuri, dar am ajuns și la aeroport și plus că am un certificat de urbanism la dânsul să se livreze pentru reactualizare PUZ, planul urbanistic sezonal în zona aeroportului. Și am spus să aleagă. Acum, mie mi se pare normal atâta timp cât a alocat o sumă, se va face la final care a fost bugetul și cota parte intră noua societate sau formulă. Sau putea să ceară despăgubiri ca Consiliul Județean să-i dea banii înapoi, care i-a investit, și să devină Consiliul Județean. Deci dacă se rezolvă, de ce ați lăsat oamenii să înjure? Că vreo 2 zile pe Facebook a fost de înjurătură la PSD? Păi nu, aici s-a cerut de către parlamentarii PNL Brașov o sumă, eu zic că nu foarte mare, pentru proiect tehnic, pentru ce era, ca să vină ca și un sprijin pentru Consiliul Județean. Nu vă gândiți că 9 milioane de euro făceam aeroport, de lei, nu de euro, scuze, de 9.000 de lei, se termina sau se finaliza aeroportul. Nu, Doamne ferește. Dar prindeau bine. Prindeau bine că ne mai luau o parte din, să zic eu, din problemele financiare. Erau niște bani care puteam să-i alocăm în etapa următoare, probabil în execuție. Sau în altă parte. Sau în altă parte, ca și la Spitalul Județean, dacă CNI-ul preia cu tot în faza care cu autorizație, cu constructor, lucrarea și 5 milioane de euro, ne luăm o gură de aer, practic, cei banii care s-au vândut Dermato, care au destinație clară că se duc în sănătate, cu aceea putem să luăm echipamente, aparatură de ultimă generație, cum am luat și în anii trecuți de 2 ani de zile la spitale. Le-am demonstrat că se poate dacă știm să îi... Și le-am cerut și anul ăsta și în 2015 am început și în 2016 să-mi pună de la 1 la 3 în ordinea urgențelor ce aparatură le trebuie. Și au ajuns la concluzia că au ajuns până la 4. Pentru că făcând licitații au venit cu prețurile mai mici și astfel avem cel mai bun aparat de diagnoză la infecțioase care cel mai rapid îți dă baza cel mai bun de unde? Care există pe planetă la ora actuală. Deci cel mai performant. Da, cel mai performant și le-am spus, am avea și județeanul. Nu are rost să mai cumpărăm un alt. Faceți contract, îl aveți și faceți fiecare. Dacă a făcut contract spitalul militar, puteți să faceți și voi cu spitalul de infecțioase. Sunt într-adevăr foarte scumpe kiturile. Da. Cu care se folosesc. Și atunci trebuie să fie mai multe spitale ca să poată să cumpere, să acopere toate cheltuielile. Am înțeles și eu mai greu sistemul ăsta, dar la fel la județean am dat 22 de miliarde anul trecut
la spital, la maternitate 1.550.000, de 15.500.000, la spitalul de copii tot pe acolo. Anul acesta la fel. Deci se pot face. La spitalul de copii cred că am obținut și foarte multe sponsorizări, inclusiv o masă de operație de 10.000 de euro și nu știam formula, nu găseau formula în Consiliul Județean să luăm gratis. Bă, cum să nu luăm gratis? Găsim imediat, facem rectificare mâine, nu contează dacă oamenii ne dă bani. Acum Rotary face bal zilele să luna asta copiilor. Pentru sterilizare am înțeles ceva, m-au sunat toana bani. Deci se poate face, dar trebuie deci, să trebuie implici. Găsite niște formule. Foarte mulți se plâng că la tot ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani și jumătate în România, toți sunt paralizați, blocați, le teamă să mai gândească, să se mai... A funcționare publică. Da. În special, na, există într-adevăr o păi teamă. E greu, legați lucrurile. Da, e foarte greu. Vă spun, la fel și în primăria Brașov, mă uit acum, mergând zilele acestea ca să obțin autorizații. Suflă oamenii și de urs, sau de fapt nu mai fac nimic, nici nu mai suflă măcar. Suflă, au plecat foarte mult, mulți sunt suspendați din cauza proceselor, nu mai au voie să se întâlnească unii cu alții. Cei care au rămas, le e frică să nu pățească ce au pățit ceilalți. Și în Consiliul Județean, într-adevăr, în 2015, când a venit, era acest stres. În 2016 am început să comunic cu ei, să le spun că nu căutăm formule legale, dacă trebuie, luăm și avocat să ne consultăm, mergem și la București, azi domn președinte, e la București cu toată partea juridică, inclusiv cu secretar, cu director general, la o casă de avocatură, la firma Iptana care face SF-ul, tocmai ca să găsim soluția pentru investiție și pentru a finaliza aeroportul. Pe de altă parte, anumite prevederi din ordonanța Groazei Mars 13 v-ar ușura munca, mă gândesc, că v-ar ajuta și pe dumneavoastră cei care aveți acum funcții, pentru că planează niște pericole. Planează pericole atât timp cât ești deschis, ești transparent, supui totul Consiliului Județean. Și le-am spus și eu, repet, și în toate licitațiile, nu numai de la 100.000 de euro în sus, să vină, este legal să cerem sprijinul de la finanțe, să trimită 2 reprezentanți în comisia de licitație. Îi chemăm și îi punem în comisie. La primărie am făcut acest lucru. Inclusiv la salubrizare, care a durat 6 sau 8 luni de zile numai în instanță procesul, până a atribuit instanța și a zis că firma Urban e cea care a câștigat. S-au venit, erau mai mulți în comisie avocați de la Urban și de la Rosel, mi se pare. Mai mulți avocați decât participanți. Frica păzește pe penii. Deci se poate face transparent. Într-adevăr, există această suspiciune, frică, dar nu pentru că a schimba legi, nu legi este acelea. Problema e că ce s-a întâmplat în ultimii 2-3 ani de niște zile. Niște experiențe care încă nu s-au clarificat. Nici nu sunt clarificate, că aici e problema. Bașca, cum am văzut că își recunosc cei care au dat în gât, că au fost... Că m-am cam speriat, cam mințit. Că m-am pus ăla, că serii. Am nu știu pe care să-i cred. Eu citesc presa ca și dumneavoastră ce văd, că să spun aia, spun și eu, vă spun acum. Dumnezeu trebuie să fie foarte... În America. Și este o Constituție, nu s-a schimbat o virgulă. De atâta, de subțire și e foarte simplu. Da. Și se aplică de sute de ani. Hai să luăm rețeta. Am înțeles. Deci una peste alta, vă gândiți că în ciuda acestor dificultăți, cu bună credință, cu muncă și cu ochii verniseală, n-ar fi un capăt de țară este să conduci. Este o problemă, în schimb, a plății funcționarilor, angajaților Consiliului. Nu poți să ceri să ai profesioniști la 1.800 de lei. Deci aici este o problemă și ca să aduci oameni buni, să-i țin sistem. Eu țin minte și în primăria Brașov, am adus tine, s-au format pe proiecte, pe fonduri, au plecat. Pe care au zburat la posturi mai bine plătite. După 4-5 ani, normal că ți ia multinaționale și pleacă pe 2-3 mii de euro și atunci sau să pleci afară. Sunt oameni care dacă ar avea un salariu decent, ca să nu se mai gândească la ziua de mâine că n-are ce să pună pe masă la copii, să-și plătească întreținerea. Am înțeles că acum se scumpește curentul și gazul, am citit asta. Tot PSD-ul o fi de vină. Păi da, că am văzut că au venit cu mărire de salariu, dar n-au zis nimeni nimic că se scumpesc cele două facturi, energia și gazul. Și atunci trebuie să venim undeva și să echivale. Nu poate, normal, vine pe bună dreptate, vine funcționarul și zice, uite, eu am 1.800-2.200, ultimul grad. Domnul Ceapă e și la pensie. Deci o viață cu 2.400 de lei. Da. Dar nu știu pensie cât i-a făcut. Deci a avut salariu. Nu e normal, pentru că se uită și uită la Consiliul Județean Vrancea. Aceeași grad de salariu, aceeași loc de muncă, clasa 1, specialitate, vechime. Altă salarizare? Altă salarizare. De ce?
Pentru că lor nu le-a atacat indemnizația, nu știu care, le-a fost băgată în salariu. Acum a venit această ordonanță prin care zic că trebuie, poți să echivalezi salariile angajaților la cel mai mare salariu din Consiliul. Și domnul Prișan e PSD. Da. Și președintele Consiliului Județean din președinților. Da. Da. În fine, și Constanța, nu numai acum, v-am dat că erau cele mai mari acolo. Nu glumeam că da, e PSD. Era Vrancea, da? Că mi-a venit în minte că acolo mi-a venit Constanța, Vrancea și nu mai știu pe unde. Cluj, parcă. Arhitectul șef de la Cluj are... și vreo 800 și la noi are vreo 4.000. În fine, sunt sau un ministere, ca aici pot să vă dau exemple că le-am văzut, adică gradul 1, jurist, la partea juridică, gradul 1, clasa superioară, salariul 6.600, același grad în administrația publică locală 2.100. Este cam deci, de 3 ori e deja mult, urmă, prea mult. Dar nu e, aceeași funcție până la urmă. Diferența de salariu. Da, și atunci aici aveți parlamentari care pot face... Păi asta le spun tot timpul și trebuie făcut odată, echivalate toate astea, aduse la un salariu. Spor la treabă. Mulțumesc. Cu atâtea gânduri bune și cu atâta optimism debordant, se pare că toate se pot face. Ma să vrem și să, într-adevăr, v-am spus, sunt și deci probleme. Deci puteți, vreți, ce mai... V-am spus să se regleze și problema veniturilor funcționari publici și angajaților și contractual, toți cei care lucrează în administrația publică locală în țară. Mulțumesc mult! Spor la treabă încă o dată. Adrian Gabor, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, invitatul meu în această seară la Mix TV, la Mix Actual, Omelia Pescaru. Sunt o seară excelentă tuturor!